Pentru Slovenia avem Sudor Mag, care trebuie să aibă școală profesională, calificare în domeniu, experiență între 2 și 5 ani, să aibă cunoștințe de limbă engleză sau germană, sârbă, croată, ca și salariu 4 euro net pe oră, 4 locuri. Lăcătuș Reglor, școală profesională, calificare, experiență între 2 și 5 ani, la fel, engleză, germană, sârbă sau croată, salariu 4 euro net pe lună, 8 locuri. Cei care sunt calificați în agricultură și sunt specializați în fertilizarea solului sau care au lucrat în ferme la cultivarea fructelor și legumelor se pot înscrie pentru ofertele din Danemarca. Danemarca, lucrător în ferme, cultivarea legumelor, fructelor de pădure, ferme, creșterea porcilor și a vacilor. Candidații trebuie să aibă între 18 și 30 de ani, să fie absolvit liceu agricol sau facultatea cu profil agricol în urmă cu maxim 2 ani, 2009-2010. Carnetul de conducere constituie al tractorului, pentru tractor constituie avantaj. Engleză, să aibă cunoștințe de limbă engleză bune, 1260 de euro brut pe lună, 50 de locuri. Tot pentru Danemarca, lucrători calificați în agricultură specializați în fertilizarea solului prin irigații. Candidații trebuie să aibă minim 18 ani, experiență de muncă anterioară în domeniul fertilizării solului prin irigații. Lucrătorii se vor ocupa în totalitate de irigații, vor completa documentele aferente activității, abilități de management și calcul. Engleză foarte bine, 15 euro brut pe lună, 2 locuri. Candidații interesați pot merge la sediul Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă. Înscrierile se fac până pe data de 20 ianuarie, iar pentru fertilizator sol prin irigații până pe 28 februarie.